Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Administrația domeniului public și privat a municipiului Câmpul Lung va închiria o freză pentru lucrările de asfaltare. Angajații administrației bazinale de apă Argeș-Vedea curăță malurile și albia râului Târgului. Galben-verzii primesc vizita celor de la Farul Constanța. Un bărbat de 62 de ani a fost la un pas să fie strivit de un tren de marfă în propria mașină. Evenimentul s-a petrecut în comuna Țițești, la o trecere de cale ferată. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină. Pompieri și polițiști argeșeni au intervenit la un eveniment rutier petrecut la trecerea la nivel cu calea ferată, fără bariere, în localitatea Țițești. Conducătorul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 62 de ani din localitate, a forțat trecerea de cale ferată în timp ce un tren de marfă rula pe aceasta. Bărbatul a reușit să iasă la timp din mașină înainte ca aceasta să fie lovită. La fața locului au intervenit salvatorii militari pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Din fericire, nu au existat victime, însă șoferul s-a ales cu o sperietură zdravănă. Pentru a repara și întreține străzile din municipiul Câmpul Lung, ADP va închiria o freză. Cu acest utilaj va rezolva o parte din gropile din asfalt, dar vor fi asfaltate și mici străduțe unde nu este necesară scoaterea lucrării la licitație. Anul trecut nu au existat bani în bugetul local pentru cumpărarea unui utilaj de frezat asfaltul necesar lucrărilor de pe străzile municipiului Câmpul Lung. Din primăvară, pentru astfel de lucrări, se va recurge la închirierea unui astfel de utilaj, care va rezolva parțial nevoia de înlocuire a asfaltului pe mai multe străzi din municipiu. Așa cum ați constatat și în zilele trecute, există o preocupare la nivelul administrației locale de achiziție de noi utilaje. Și anul trecut am avut, spre exemplu, un obiectiv care ne putea ușura, să spunem așa, munca în privința reabilitării străzilor, o freză. Ea nu s-a cumpărat anul trecut, fiind discuții dacă trebuie să luăm una nouă, dacă trebuie să luăm una la mâna a doua, banii nu erau suficienți. Începând de anul acesta vom acționa pe închiriere, astfel încât să putem reabilita procent mai mare din străzile din Câmpul Lung. O altă lucrare care va fi executată de către ADP și va fi finalizată anul acesta este intersecția de la drumul Poenari. Aici intersecția este în așa fel regândită încât să evite aglomerația din zona. Se va face anul acesta intersecția cu drumul Poenari. Nu s-a putut realiza anul trecut pentru că nu s-au luat toate avizele. De asemenea, destul de repede va începe și modernizarea intersecției din Schei. Avem în vedere acest lucru. Din păcate, să spunem așa, relieful nu ne poate ajuta să facem acolo, din ce am discutat cu specialiștii, un sens giratoriu, motiv pentru care o să reconfigurăm acea intersecție. O altă măsură luată de conducerea ADP Câmpul Lung este aceea de a folosi toți oamenii existenți la curățenia din municipiu. Prin această hotărâre nu vor mai exista timpii morți în ziua de lucru și toți oamenii în funcție de fișa postului vor fi folosiți la curățenia orașului. Saci întregi de peturi, haine, pungi, capace de toaletă, ce vrei și ce nu vrei au adunat de pe malurile râului Târgului angajații administrației bazinale Apele Române Argeș-Vedea. Aceștia se află într-o amplă campanie de curățenie a zonelor unde riscul de inundație în caz de viitură este mare. De mai multe zile, angajații administrației bazinale Apele Române Argeș-Vedea lucrează în municipiul Câmpul Lung la curățirea malurilor și a albiei râului Târgului. Este o acțiune care se desfășoară în fiecare an
iar tăierea lăstărișului și a vegetației de pe maluri sunt imperios necesare pentru a preveni, în caz de viitură, inundarea gospodăriilor sau a zonelor din preajmă. Problema pe care o întâmpină angajații administrației apelor române este cantitatea mare de resturi menajere, peturi, haine de tot felul, capace de toaletă și multe alte resturi aruncate de cetățenii pe malurile râului sau chiar în albia acestuia. Au existat situații când viiturile din primăvara anului trecut au blocat gurile de evacuare ale mini-barajului de la Apa Sărată. Situația este cum nu se poate mai dramatică, iar montarea camerelor de luat vederi pe poduri devine o prioritate pentru depistarea celor care aruncă gunoiul acolo unde nu trebuie. Tot mai multe străzi devin o capcană pentru conducătorii auto. Dacă nu ești atent sau nu cunoști strada, te poți trezi cu mașina avariată din cauza gropilor de la gurile de canal. Din această primăvară, administrația locală va iniția un amplu program de ridicare a capacelor de canal la nivelul carosabilului. O problemă care persistă de ani buni în Câmpul Lung sunt gropile din locurile unde sunt capacele de canal. Sunt străzi unde șoferii sunt nevoiți să ocolească aceste gropi, care, dacă ar ajunge cu roata autovehiculului în ele, l-ar avaria. Mulți știu de aceste veritabile capcane, dar sunt și șoferi care ajung în tranzit în Câmpul Lung și au toate șansele să ajungă cu mașina în servis. Din primăvară va demara un amplu plan de ridicare a capacelor de canal. Lucrarea va fi executată de angajații ADP-ului folosind utilajele primăriei. Cred că cu toții am constatat în oraș această problemă de siguranță în trafic, și anume capacele de canal. Am început din acest an, o să începem din acest an, acțiunea de ridicare, de aducere la cota a capacelor de canal. Avem o sumă deja prevăzută în bugetul local și la rectificare, cu siguranță, această sumă va crește. Este un lucru, spun eu, destul de important pentru siguranța în trafic. Multe dintre aceste capcane se află pe străzile noi asfaltate, unde executantul nu a ridicat și capacele de canal la nivelul străzii. Timp de o săptămână, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție dedicată marelui dramaturg român Ioan Luca Caragiale. Cărțile, în mare parte, cuprind tipologia unei lumi în care interesul, corupția, mitocănia și impostura se găsesc pe toate palierele societății. Un Farfuridi, Brânzovenescu, Cațavencu, ori Trahanache sunt prezenți și astăzi în viața politică și administrativă a zilelor noastre. Cu ocazia împlinirii a 170 de ani de la nașterea dramaturgului Ion Luca Caragiale, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție de carte și reproduceri prin care îl omagiază pe unul dintre cei mai mari scriitori români. Publicul vizitator se poate familiariza cu opera celui care a scos la lumină o mare parte a defectelor oamenilor politici și a societății românești. Născut în satul Haimanale, nume predestinat pentru viitoarea operă, autorul celor mai cunoscute și jucate piese de teatru din țară a avut de înfruntat atât invidia compatrioților, dar și a celor care îl voiau pus la index. Tipologia personajelor sale este actuală și astăzi și nu există viață politică și administrativă fără un Trahanache, Tipătescu, Brânzovenescu ori Farfuridi. În cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung, expoziția de publicații din această săptămână este dedicată dramaturgului român Ion Luca Caragiale, la împlinirea 170 de ani de la naștere. Născut în localitatea Haimanale din județul Prahova, a fost scriitor, jurnalist, ziarist, pamfletar român, dar și comentator politic și director de teatru. După terminarea studiilor gimnaziale în Ploiești, la Gimnaziul Sfinții Petru și Pavel, unde remarcă pe ardeleanul Bazil Drăgoșescu ca fiind cel institutorul care i-a adus cele mai mari sfaturi în viață, în schița Grand Hotel Victoria Română, lucrează o perioadă ca sufleu și copil la Teatrul Național din București, din 1871, unde îl va cunoaște pe viitorul poet Mihai Eminescu, atunci încă tânăr. A fost o perioadă revizor școlar la Pitești, pentru județele Argeș și Vâlcea, și activitatea sa jurnalistică a început odată cu debutul în ziarul Telegraful, octombrie 1873, perioada în care se remarcă într-o serie de articole și publicații la revista Contemporană, diverse pagini de poezie
Și de asemenea a fost o perioadă conferențiar la Ateneul Român, unde și-a prezentat în anul, cu verba cunoscut, în anul 1898, unul dintre momentele sale cunoscute, care ulterior vor fi publicate în Momente și schițe. Caragiale a fost și director de teatru, cu sprijinul lui Tito Maiorescu, în perioadă, începând cu 1888, este considerat unul dintre întemeietorii teatrului românesc. De asemenea, prima sa creație dramaturgică este din 1879, O noapte furtunoasă, publicată în periodicul Convorbiri literare, care a fost remarcată atât de George Călinescu, dar și de personalități ale vremii. Creația sa literară fiind remarcabilă prin cunoscutele Momente și schițe, în care menționăm Vizită sau Domnul Goe. De asemenea, a fost sărbătorit la 25 de ani de activitate literară și la jubileu de 60 de ani, Ion Luca Caragiale fiind considerat unul dintre întemeietorii teatrului românesc și ai satirei românești. Revenind pe plaiuri mușelene, Ioan Luca Caragiale a poposit și la Câmpul Lung pentru o tranzacție cu alcool, unde a fost oaspete pentru câteva ore la Botul Calului, vestitul han din tabaci, din primele decenii ale secolului al XX-lea. Te dragobete, tradiția aniversării celor mai longevive cupluri din municipiul Câmpul Lung continuă. Până pe data de 18 februarie, cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie pot depune actele necesare la Secretariatul Primăriei. Ca în fiecare an, la Câmpul Lung, cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie vor fi premiate de către administrația locală. Tradiția aniversării celor mai longevive cupluri s-a încetățenit în cetatea lui Negru Vodă și de sărbătoarea dragostei la români, dragobetele, dată la care acestea vor fi sărbătorite. Administrația locală îi roagă pe cei care îndeplinesc condițiile să depună la Secretariatul Primăriei câte o copie de pe certificatul de căsătorie și cartea sau buletinul de identitate. Termenul de depunere al actelor este de 18 februarie. FC Argeș nu concepe să plece fără cel puțin un punct obținut la Ploiești cu Chindia Târgoviște. Alvioleții ocupă locul 8 în clasament și orice punct contează pentru a spera la play-off. Punctele puse în joc sunt foarte importante pentru cele două echipe în încercarea lor de a-și atinge obiectivele propuse. Înaintea acestui duel, FC Argeș ocupă locul 8 cu 34 de puncte, cu unul mai puțin decât ocupanta locului 6, Farul Constanța, formație care are însă un meci în minus și la două lungimi în spatele Universității Craiova, ocupanta locului 5. După 24 de etape jucate, Chindia Târgoviște se situează pe locul 11 cu 27 de puncte, cu 3 mai mult decât Gaz Metan Mediaș, echipă aflată pe loc de baraj. Atât piteștenii cât și târgoviștenii vin după victorii obținute în confruntările cu Academica Clinceni, respectiv Farul Constanța. Partida din tur s-a încheiat cu o remiză albă. Andrei Prepeliță, antrenorul echipei din Trivale, își dorește ca elevii săi să joace cu multă determinare și ambiție pentru a putea câștiga acest meci. Sperăm să alegem jucătorii în formă, jucători care să pot să se bată în primul rând la acest meci. Jucăm împotriva unei echipe care se închid foarte bine, au o atitudine bună și fără atitudine și fără luptă, nu vom avea nicio șansă dacă vom arăta ca un meciul cu Clinceni. Am văzut meciul lor de la Constanța. Da, sunt o echipă care au profitat și de acea eliminare. Jucători buni, jucători agresivi. Au doi atacanți care joacă de foarte mult timp împreună, care se înțeleg foarte bine. Popa și cu Florea, care au automatisme formate și ne va aștepta un meci greu. Play-off, am vorbit și cu jucătorii. A fost mereu când s-a discutat despre acest play-off. S-a văzut o presiune în plus și nu mai vreau să discut. Discut doar de următorul meci, de 3 puncte puse în joc. Să strângem puncte cât mai multe și vedem dacă
jocul ne va duce acolo, să fim în această poziție, vă dați seama că toți vom fi bucuroși. O evoluție bună în acest joc, dar și obținerea a cel puțin un punct din deplasarea de la Ploiești, ar reprezenta pentru alb-violeți un pas înainte către calificarea în play-off. Ganea și Ernest sunt noile achiziții ale clubului din Trivale. Prin aceștia, tehnicianul Andrei Prepeliță vrea să întărească atacul și să dea o altă productivitate echipei. Cluburile FC Argeș și Farul Constanța au ajuns la un acord pentru împrumutul lui George Ganea la Pitești. Atacantul venit de la echipa patronată și antrenată de Gheorghe Hagi a semnat cu echipa argeșană un contract pe un an și 6 luni, cu posibilitate de cumpărare la finalul înțelegerii. În această ediție de campionat, fiul lui Ionel Ganea a evoluat la Farul în 14 meciuri și a marcat 2 goluri. George a început fotbalul în Italia, unde a jucat la grupele de copii și juniori de la Entella și de la AS Roma. În 2018 a fost cedat de AS Roma la CFR Cluj, unde a stat jumătate de an. Gică Hagi l-a adus la Constanța la începutul lui 2019, George îmbrăcând tricoul marinarilor în 80 de partide. La cei 22 de ani ai săi, Ganea Junior are în palmares Cupa și Supercupa României, trofee câștigate în sezoanele 2018-2019 și 2019-2020 sub bagheta regelui. Noul vârf al echipei alb-violet a strâns până acum 7 selecții la Naționala României Under 21 și 3 la reprezentativa Under 23. În primul rând, mi-am dorit o schimbare și mulțumesc domnului Hagic pentru că a acceptat să pot să plec de la echipă. Mă bucur foarte mult că am venit aici, am fost primit foarte, foarte bine de către colegi, de către staff, de către conducere și sper că o să facem lucruri frumoase împreună. Obiectivul meu este să ajut echipa cu goluri, cu pase de gol și la final să intre în play-off, pentru că, după cum știți, asta este și obiectivul echipei. Acum lupta, din câte am văzut, s-a strâns și o să intre cele mai bune echipe și la sfârșit sper să fim și noi acolo sus. Ai vorbit cu tatăl tău, ce părere ai avut acest asta? Da, vă dați seama că am discutat cu el. A fost fericit. Amândoi știm de ce am ales să vin aici și cred eu că am făcut un pas bun pentru carierea mea și pentru mine personal. În afară de George Ganea, FC Argeș a mai perfectat în cursul zilei de luni încă un transfer. Clubul din Trivale a ajuns la o înțelegere pentru un an și 6 luni cu liberianul Emanuel Ernest. Atacantul în vârstă de 21 de ani a mai jucat în România la Sporting Roșiori în Liga a 3-a, la Rapid în sezonul 2020-2021, când giuleștenii activau în eșalonul secund, dar și la Ripensia Timișoara în prima parte a acestei ediții de campionat. Născut în Monrovia, capitala Liberiei, Emanuel a jucat și în Nigeria la Christ Ambassador Sport Academy. Cel mai bun randament l-a dat la Sporting Roșiori, formație pentru care a marcat 4 goluri în 8 jocuri. La Ripensia, Ernest a înscris un singur gol în cele 11 meciuri jucate. Liberianul va evolua în Liga a 3-a la FC Argeș 2, iar dacă va confirma așteptările, va face pasul la prima echipă. Următorul meci de campionat pentru CS Mioveni este programat miercuri în etapa intermediară a Ligii 1. Galben-verzii vor primi vizita echipei antrenate de Gheorghe Hagi, Farul Constanța. Partida de pe stadionul Orășenesc din Mioveni este programată de la ora 17:30. CS Mioveni vine la acest meci după remiza de acasă 0-0 cu FC Voluntari și după o serie de 5 jocuri consecutive cu rezultate pozitive. Victorie cu Dinamo, remiză la FCU Craiova, victorie cu Academica, remize la Chindia și cu FC Voluntari, în timp ce Farul, pregătită de Gheorghe Hagi, care sâmbătă a împlinit 57 de ani, vine după înfrângerea suferită chiar de ziua regelui acasă în fața Chindiei. Antrenorul galben-verzilor, Alexandru Pelici, consideră că orice punct câștigat din partidele care au mai rămas până la finalul sezonului regulat este un bonus, dacă este să privim comparativ cu zestrea adunată în aceeași perioadă din turul campionatului. Dacă ne aducem aminte de jocul din tur, am pierdut la ultima fază a jocului un gol de copii și juniori, cu acea aruncare de la margine.
A doua repriză am pus probleme mari farului, deși începutul de joc a fost catastrofal pentru noi, pentru că farul, în afara golului înscris, au mai avut câteva ocazii foarte, foarte mari de a majora diferența. E o echipă diferită de voluntari, o echipă care pasează, care îi place posesia, care are jucători tehnici, e preocupată de posesie. În schimb, nu sunt probabil la fel de puternici și același gabarit ca și cei de la voluntari. Chiar dacă galben-verzii au în față meciuri foarte grele, tehnicianul de la Mioveni își dorește ca până la momentul înjumătățirii punctelor CS Mioveni să adune cel puțin 30 de puncte. CS Dacia Mioveni a reușit o victorie bine meritată în fața jucătoarelor de la CSM Slatina, scor 26-25. Fetele antrenate de Goran Kürtes se află la cea de-a patra victorie în ultimele 6 meciuri. CS Dacia Mioveni a reușit sâmbătă dimineață o victorie imensă, 26-25, la pauză 14-16 cu CSM Slatina, la capătul unui joc palpitant până în ultima lui secundă. Este prima victorie din istoria clubului argeșan în fața Slatinei într-un meci oficial. CS Dacia Mioveni se află la a patra victorie în ultimele 6 meciuri, fiind una dintre cele mai în formă echipe din Liga Florilor Mol. Nu numai atât, echipa argeșeană a pus o diferență de 3 puncte în clasament între cele două și poate ataca pozițiile Bistriței și Craiovei, aflate la un punct respectiv 2 puncte distanță. Dacia se află la a patra victorie în ultimele 6 meciuri, practic ea pierzând doar în fața campioanei CSM București și a Măgurei Cisnădie. Eu sunt bucuros spre 3 puncte, dar meci e foarte greu și noi nu începem bine. Începem cu 4-0 la oponent și puțin nervoze și mai mult ratat niște 7 metri, niște pasele, dar asta e viața, asta e meci care mare tensiune cu oponentul care e lângă noi, dar foarte important victoria și mergem înainte. Tot lumea aștept mult și e mai mult tensia la fete și asta sunt puțin zgârcite, dar să fie bine la următor. Până la următorul joc din Liga Florilor Mol, pe teren propriu cu SCM Craiova, CS Dacia Mioveni va disputa meciul din Cupa României cu Școala 181 SSP București în deplasare. Pentru mâine avem vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 4 și 13 grade Celsius. În nordul județului avem cer predominant noros și e posibil să ningă la Rucăr și la Nucșoara, iar temperaturile de aici vor atinge valori de 4-5 grade. Avem 7 grade la Corbi, 9 grade la Mușătești și la Domnești, 10 grade la Vledești și vreme predominant frumoasă și la Câmpul Lung avem temperaturi de până la 8 grade Celsius. De asemenea, în sudul județului avem și câteva raze de soare, dar și câțiva nori și temperaturi de 12-13 grade. Și la Pitești avem temperaturi de până la 12 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem temperaturi de până la 12 grade Celsius. În nordul județului va ninge la Râul Alb și la Bărbulețu, iar la Voinești va fi soare, iar termometrele vor atinge valori de până la 10 grade Celsius. Și în sudul județului avem și soare, avem și câțiva nori și temperaturi de până la 12 grade. Avem 10 grade la Mogoșani, 11 la Găiești, 12 grade la Vișina. Vreme predominant frumoasă avem și la Târgoviște cu temperaturi de până la 12 grade. La noapte cerul va fi acoperit de nori la Câmpul Lung și e posibil să ningă, iar temperaturile se vor încadra între minus 8 și minus 5 grade Celsius. Mâine avem și soare, mai apar și câțiva nori la Câmpul Lung, iar termometrele vor indica valori de până la 8 grade Celsius. Joi, dar și vineri, se mai încălzește, astfel că temperaturile vor ajunge la valoarea de 11 grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!